În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai în față, așa, ca să fie bine așa. În primul rând, așa cum ați ascultat în ceea ce s-a cântat la strană, tradiția populară, obiceiul ortodox și învățătura bisericii, arată prin aceste colinde că am intrat în anotimpul sărbătorilor de iarnă. Luna decembrie este luna zăpezii, după unii luna cadourilor, dar ea este luna celor mai mari sfinți din an. Și vom vedea în luna aceasta a lui decembrie cei mai mari sfinți ai anului, și aici folosim întotdeauna un termen impropriu, pentru că nu sunt sfinți foarte mari, că n-aveau o înălțime copleșitoare, și nu sunt sfinți foarte mici sau foarte importanți sau mai puțin importanți. Dar din sfinții cu harisme înalte vom găsi în această lună a lui decembrie presărat tot sinaxarul geografic prin ceea ce vom vedea ca mod de viețuire și ca mod de trăire. Și ca să știți de ce numim și această lună luna sfinților mari, vom vedea că întâlnim mai multe categorii. Spune Mântuitorul Iisus Hristos că în biserică sunt mai multe lucrări. Pe unii a pus întâi Dumnezeu apostol, pe alții propovăduitori, pe alții cu deosebirea duhurilor, pe alții vindecători, tămăduitori, izgonitori de duhuri necurate și așa mai departe. În epistola Sfântului Apostol Pavel, o ascultați la Maslu când se citește miercurea seara la al treilea apostol. Dar deasupra tuturor este o pildă și o stare cea mai înaltă, numită dragostea, care îndelung rabdă și face toate cele care sunt de cuvință și nu cade niciodată. În primul rând, Sfântul de astăzi, Sfântul Ierar Nicolae, face parte din ceata ierarhilor. Nu un ierarh oarecare, nu un episcop oarecare, nu un cleric al bisericii la întâmplare, pentru că au fost ierarhi de-a lungul celor 2000 de secole creștine, nu le ținem minte numărul. Dar el s-a distins prin ceva care a plăcut lui Dumnezeu și s-a distins prin ceea ce Dumnezeu a rânduit ca el să fie trecut în cartea, în cartea vieții celei veșnice, nu numai ca sfânt, dar și ca un far, ca o lumină pentru ceea ce va fi după veacurile bisericii. Îndreptător al credinței, primul lucru. Chip al blândeților. Te-ai arătat, Sfinte Ierarhie, turmii tale. Deci, iată, două calități. Le lăsăm și ne oprim. Luăm un alt ierarh al lunii decembrie, tot ierarh. Sfântul Ierarh Spiridon. Om însurat, soție moartă, călugărit, făcut episcop, păscător de capre și de oi, deci cioban de meserie, o mitră de papură în cap, un toiac de lemn în mână, un engolpion de lemn la gât, prezidând și făcând parte din sinodul unui ecumenic. Îl lăsăm deoparte, Sfântul Sava, cel mai mare îndreptător a tuturor învățăturilor despre tipicul bisericesc din tot Ierusalimul și toată Palestina, a rămas până în zilele noastre întreg cu Sfinte Moaște de 1400 de ani, pe la anul 603, și în plus de aceasta, un om de aleasă cultură, un om de aleasă trăire spirituală și un om de aleasă trăire duhovnicească prin ce? Prin gândul că va pleca de pe pământ și nu va lăsa urmașilor săi ce? Un dreptar a ceea ce trebuie să facă creștinii în biserică. Și aici vă explic cât este de simplu. V-ați pus de multe ori întrebarea. Dezlegăm azi la pește sau nu dezlegăm azi la pește? Unii s-au uitat în calendar și au spus da, e dezlegare la pește. Alții au spus, dar pe vremuri nu era. Adevărat este, acest Sfânt Sava s-a ocupat și de toate aceste dezlegări. Deci a studiat tipicul chinoviilor din toată Palestina și Ierusalim și a întocmit o carte numită Tipiconul, în care a arătat ce este voie și ce nu este voie în biserică, când trebuie făcut și cum trebuie făcut, cum se pune un praznic, cum se pune o trenie, cum se pune o priveghere, cum se pune o litie, cum se pune un poleleu, cum se pune o evanghelie, cum se pun mărimuri și așa mai departe. Deci astea țin de partea straniei, băieții care v-au cântat. În momentul în care a crezut
că trebuie să rămână pentru posteritate asemenea lucru, s-a apucat și a scris această carte care ne-a rămas nouă până în zilele noastre. Dacă vreți să vă uitați, la magazin găsiți, scrie pe ea clar, tipicon, adică tipic mare. Acela este lucrat de acest mare Sfânt Sava. Alt model de Sfânt, Sfântul Ioan Damaschin. Un Sfânt care n-a strălucit prin tăierea cu sabia, n-a strălucit prin tragerea cu unghii de fer, n-a strălucit prin propovăduirea credinței undeva în piața publică, ci pur și simplu în momentul în care a fost atacată credința ortodoxă, a scris despre Maica Domnului, despre dogmatica creștină, despre revelația naturală și supranaturală, adică din fire și mai presus de fire, descoperită nouă de Dumnezeu și lăsată nouă de oameni prin sfinți și revelații, și se numește Cartea de Dogmatică Ortodoxă. Deci tot ceea ce ține de învățătura dreptei credinței. Ce făcea acest sfânt? Se nevoia la un bătrân într-o pustie care i-a spus doar atât. Nu ai voie să scrii măcar un cuvânt. Dacă ai scris cu bine, ai terminat. Deci, în primul rând, era un model de ascultare. În clipa în care unui frate i-a murit cineva, el a scris un mic tropar și bătrân i-a spus, ești lepădat de la fața mea, să nu mai aud, să nu te văd. S-a arătat noaptea Maica Domnului. Și i-a spus așa, nu-l opri, lasă-l să scrie, că este izvorul Duhului Sfânt și este mâna mea. Și ca drept dovadă că este mâna Maicii Domnului, la vremea și la timpul cuvenit, în urma unui conflict cu agarenii, cu păgânii, care l-au prins și tăindu-i mâna, au spânzurat-o undeva într-o piață, Maica Domnului s-a arătat și a spus, ia-ți mâna și vină la mine. A venit la icoană, Maica Domnului a pus mâna la loc, bandajul cu care era învelit l-a pus pe cap, în loc de acoperământ, și așa îl găsim în icoanele zilelor noastre, Sfântul Ioan Damaschinu, sau făcător de cântări, sau făcător de canoane, sau făcător de scriitor de învățături ortodoxe, și a lăsat învățături întregi despre adevărata și dreapta credință, pentru că toate credințele sunt bune în legea lor, dar pentru cei ce le cinstesc, deci noi nu putem să obligăm sau să contestăm pe cei de altă credință, spunând, băi, tu vei merge în iad, eu merg în rai. Treaba Dumnezeu, roagă-te cum știi tu, că ai să iei plata ta, nu mă privește. Tot apostolul spune, primești proroc, iei plată de proroc, primești apostol, iei plată de apostol, primești mărturisitor, iei plată de mărturisitor, și așa mai departe. Însă în momentul în care s-a vindecat și Maica Domnului a pus mâna la loc, care deja stătea uscată în târg agățată, a devenit cu adevărat un sfânt semnificativ al bisericii. De ce? Una este să fii sfânt, că ai postit și ai trăit în chinovie și te-ai mântuit, că ai avut o viață exemplară, și alta este să-i mântuiești pe alții. De aceea spune și Psalmul, mântuiește-te. Alți sfinți ale acestei luni. Sfânta Varvara și Sfânta Ecaterina. Ce fel de model? Mucenice care au pătimit pentru Hristos și au preferat să moară pentru Hristos, numai să nu calce legea străbună, venind din ce? Din păgânism și înțelegând că zeii nu sunt altceva decât lucruri făcute de mâini omenești, gura au și nu vorbesc, mâini au și nu lucrează, urechi au și nu aud, ochi au și nu văd și așa mai departe. Și psalmistul sintetizează în Duhul Sfânt, toți dumnezeii păgânilor sunt draci, iar Domnul Cerul a făcut. Și cu asta suficient. Un alt gen de sfinți pe care îi vom întâlni în luna aceasta, cum ar fi Ignatie Teoforul, purtător de Dumnezeu, care în momentul în care au mâncat fiarele tot trupul lui, s-a mirat Igemonul de ce a mai rămas acolo o bucată de carne jos și când s-a uitat era inima Sfântului. A băgat fiarele, le-au izgonit și le-au dus în cuștile lor, iar când a deschis inima, pe ea scria Iisus Hristos Nica. Deci iată, purtător de Dumnezeu. Teofor, purtător de Hristos. Melania Romana, o altă sfântă cu care se încheie anul, în luna decembrie. Cine este această sfântă? Compatrioată, dacă vreți, și împreună trăitoare contemporană cu Sfântul Macarie. Cum mergea Macarie prin pustie, o hienă a venit cu puiul în gură, că era bolnav și n-avea ochi. L-a binecuvântat Sfântul Macarie, i s-a deschis ochii. Și hiena, în schimb, i-a adus o piele de oaie. Sfântul a înțeles greșeala animalului, l-a bătut și l-a trimis înapoi să-și răscumpere greșeala. Și s-a dus animalul și a stat bătut de cioban și chinuit până ce
a înțeles paguba care a făcut-o, iar acea piele a purtat-o Melania Romana până la sfârșitul vieții și s-a acoperit cu ea în adâncul pustiei, primită cadou de la Sfântul Macarie. Iacă acest soi de oameni au trăit în luna decembrie în calendar. Dar între aceștia, astăzi îl sărbătorim pe cine? Pe Sfântul Evrav Nicolae. Și de ce am făcut această introducere? Noi tot auzim despre sfinți, despre sfinți, despre sfinți. Sfinți și azi, sfinți și mâine, sfinți și poi mâine. Și câte o babă din aceasta de-a noastră drăguță și populară spune: a, păi părinte, și cu sfinții ăsta Dumnezeu să mă înțeleagă, că atâta de mulți nici eu nu-i mai știu care sunt. Așa sunt, dragă, sunt mai multe feluri de sfinți. Ai sfinți mărturisitori care au murit pentru mărturisirea dreptei credințe, ai sfinți, sfințiți mucenici, slujitori care au pătimit pentru mărturisirea dreptei credințe și apărarea dreptei credinței, ai mucenicii care au fost omorâți cu miile numai pentru că credeau în Hristos, și asta se întâmpla în timpul celor 10 mari persecutori de la Nero la Dioclețian, și apoi ai pusnicii temătorii de Dumnezeu, cuvioșii și așa mai departe. Deci fiecare în rândul cetei sale, în casa tatălui meu, multe locașuri sunt. Sfântul Erar Nicolae, în primul rând, s-a născut într-o familie creștină și, după cum arată Iosebiu de Cezarea, găsim 3-4 lucruri importante. Se trăgea dintr-o familie creștină, pentru că în a treia călătorie mesianică, în epistola către Filipeni, este consemnat faptul că Pavel a trecut prin Patara și a făcut misiune acolo cu ucenicii săi. Teofan și Nona, care l-au crescut, și-au dat seama de mic că este un om ales. E tradiție, e adevăr, e consemnat în viețile sfinților. Sfântul sugea numai de la un singur sân, iar Mercurea și Vinerea nu sugea deloc. Deci iată încă un semn că un copil este din pântecele Maicii sale ales de Dumnezeu. Aici nu vorbim de o predestinare. Dacă părinții ar fi fost niște vagabonți sau niște ticăloși, fii sigur că nu se năștea un asemenea prunc. Paisia Ghioritu ne-a lămurit în durere cu omul contemporan, explicând că ce trăiește mama în timpul sarcinii, trăiește copilul pe parcursul vieții. Bei și fumezi, va bea și va fuma. Curvești și te destrăbălezi, așa va fi și copilul. Ești un om melancolic, duios, evlavios, rugător, temător de Dumnezeu, cum sunt toate babele noastre ortodoxe, ies copii credincioși. Și aceasta se explică foarte simplu. Biserica Ortodoxă Română are peste 10.000 de monahi, care nu sunt altceva decât rodul mamelor lor. Deci niște femei creștine i-a născut și i-a dat mănăstirilor. N-au căzut din lună sau au venit cu satelitul. Măicuțele la fel, monahiile. Lucru care nu-l mai întâlnim în Grecia, în Serbia și în alte țări ale lumii ortodoxe care se plâng și spun: nu mai este chemare sfântă. Păi n-ai cum să ai chemare sfântă, că Filareta Moscovei ți-a spus: îmi dai mame bune, îți dau duhovnici buni. Ai duhovnici buni, schimb fața lumii. Deci iată ce frumos, e un lanț strofic spiritual. Sfântul Erar Nicolae a învățat toate aceste lucruri minunate în familia sa. Acum să nu așteptați că o să vă spună cineva de câte ori pe zi spunea tatăl nostru, cum făcea mătănuții, cum îl ducea mamă să l-a împărtășit. Asta ține și de viața noastră personală. O, dacă vreți, o viețile sfinților contemporane, în fiecare duminică le vedeți cu ochii voștri când părinții, deci mama și tata, aduc copilașii mititei la împărtășit și ecumenică. Deci cu ce scop? De a uni cu Hristos. Deci asta înseamnă misiune ortodoxă. Aceasta înseamnă unire cu Hristos și înseamnă viață de sfințenie. Pare puțin importantă, dar nu știm peste 20 de ani câți din pruncii aceștia mititei vor lua calea mănăstirii, nu știm câți din pruncii aceștia vor fi părinți credincioși, nu știm când din pruncii aceștia poate să fie și preoți, nu știm câți vor fi teologi, nu știm câți vor fi seminariști, nu știm câți vor fi cântăreți de biserică, e taina lui Dumnezeu. Dar sădită de timpuriu fapta și roada credinței, rodul lor îi ține viu. Deci când începe ei să crească și să creadă că tot ce zboară să mănâncă, undeva conștiința lucrează și din aceste răsaduri ale bisericii se ridică și florile de mai târziu a bisericii, clerul binecredincios, cuvioșii și tot ce trebuie de la o ceată până la cealaltă pentru dăinuirea acestui filon a Duhului Sfânt prin neamul creștinesc. Ceea ce rămâne însă important la Sfântul Erar Nicolae, îl găsim la 23 de ani, hirotonit preot și mare trăitor, crescut pe undeva pe lângă episcopia din Mira, unde fratele mamei sale, care era unchi și îl chema tot Nicolae, l-a învățat cele duhovnicești și poporul, cunoscându-l pentru evlavia lui și deja făcea minuni, aici la facere de minuni am să vă fac o
deschidere pentru a înțelege lucrurile acestea. Ce înseamnă minuni? Ca să înțelegeți și lucrul ăsta. Obișnuim să spunem așa, vai, ce minuni a făcut Dumnezeu. Nu e un lucru corect și nu e un lucru suficient de responsabil. Iată ce înseamnă o minune. Sfânta Filofteia, pe care am trecut-o cu vederea și mai are două, trei zile și o sărbătorim și pe ea, era o fetiță de 12 ani. Hrănea toți nenorociții și amărâții care ieșeau în cale mergând de la locul de muncă al tatălui până la casa părintească. Bineînțeles că lucru nedorit de părinți care urau acest lucru și nu puteau suporta caracterul ei frumos. Și tatăl s-a aruncat cu barda. A omorât-o, s-a scurs sângele din ea prin lovitura cauzată, fiind un copilaș, vă dați seama că n-a trebuit ca să curgă 2 litri de sânge într-o săptămână. Ceilalți copilași care erau, au văzut-o și au vrut să ia trupul de jos și și-au dat seama că s-a vindecat. Unul de lepră, unul de nevedere, unul de șchiopătare, deci era bolnav, schilod. Și ce și-au dat seama? Că au de-a face cu un sfânt. Ce minune a putut să facă un copil de 12 ani și ce viață aleasă? Ce a citit el din Filocalie, din Grigore Palama, din Nichita Sitatu, din Isaac Siru, din Ioan Scăraru, din Simeon Nou Teolog, din Dogmatica lui Stăniloae? Avea habar de așa ceva? Nici în cer, nici pe pământ. Știa un singur lucru. Că trebuie să facă bine celor din jur. Și în felul acesta, trupul ei s-a umplut de lumină, acolo la Târnovo n-a mai putut fi luat de jos. S-a auzit un glas curtea de Argeș, l-au pus și dus a fost, și apoi, după ce a stat o vreme undeva și pe la Vidin, v-am spus, a ajuns la curtea de Argeș, unde stă și astăzi și veghează țara mușcelului, cum se spune în zona respectivă. De ce vă spun lucrul acesta? Aceasta este o minune. Faptul că ți-a reușit copilul la școală nu e o minune, e un dar la Dumnezeu. Faptul că ți-ai rezolvat problema cu banca nu e o minune, ci darul lui Dumnezeu. Faptul că ai rezolvat cu permisul de conducere nu e o minune, darul Dumnezeu. Vai, părinte, să vă spun o minune, știți, am reușit cu tare. Nu, aia se cheamă darul lui Dumnezeu. Minune înseamnă când ai un cancer și te-ai vindecat prin Sfântul Maslu. Minune înseamnă când ai avut o operație grea în care doctorul a spus semnează că nu mai ai scăpare și tu ai scăpat sănătos. Deci acestea sunt minuni și astea le face Dumnezeu. Acum, aceste minuni, în mod voluntar sau involuntar, uneori sunt atribuite nouă și spun oamenii, aia mă duc la părintele Cutare că face minuni. S-o credeți voi. Minunea o face Duhul Sfânt. Preotul mijlocește prin puterea Sfintei Liturghii sau Proscomidiei, prin rugăciunea de la acatist sau ce face el personal, dacă citește un psalm la chirie sau spune Doamne Iisuse, dă-i minte lui Floarea să fie sănătoasă, dă-i minte lui Ileana să aibă copii sănătoși, dă-i minte lui Cutare să vindece de boală. Aia e rugăciunea personală și datoria duhovnicului sau a preotului este să roage pentru enoriașii săi. Dar aceasta nu intră la minuni, intră la binecuvântarea lui Dumnezeu, care se dă la sfârșitul liturghiei, în care noi le spunem credincioșilor așa, cu al său dar și a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea. Deci, ați văzut, aceasta este ceea ce se întâmplă în biserică. De aceea, în momentul în care ați săvârșit o realizare, pe seama rugăciunilor date de un pomernic sau pe seama canonului primit acasă sau a ceea ce faceți în biserică, nu este meritul preotului. El este doar instrumentul care pune legătura între Dumnezeu și voi prin Sfânta Liturghie și Proscomidie și el este instrumentul care îl atenționează pe Dumnezeu că respectivii credincioși au închinat un anumit număr de rugăciuni spre cer ca Dumnezeu să le primească și să le cinstească. De ce lucru acesta? Ca să înțelegem că sunt rugăciuni care nu se primesc. Sunt rugăciuni care nu se împlinesc. Sunt cereri care niciodată nu vor fi posibile. Și v-am spus, într-o zi, un om, în supărarea lui, mi-a zis, părinte, știi ceva, mai lăsați-mă și cu acatistele astea că mă doare capul. Și am zis, dar de ce vă doare capul? Ați citit prea multe într-o zi. Nu, dar zice, de atâta vreme de când mă rog și n-am rezolvat nimic. Păi Dumnezeu nu știe că am probleme? Dar l-ai întrebat tu pe Dumnezeu când te-ai dus la bancă și te-ai băgat până în genunchi în euro și acum n-ai de unde-i plăti? E treaba lui Hristos să facă să dea jos de pe cruce, să anuleze planul de mântuire a lumii până la Apocalipse și să meargă să rezolve problemele tale cu directorul de la BRD?
Păi nu, părinte, și atunci? El nu are nimic drag, e răstihnit cu mâinile goale, cu o pânză albă de dinainte, acoperindu-și partea bărbătească, trupească, biologică. Ce să-ți dăruiască? N-are nici card, n-are nici bancă personală, nici seif personal. E dătător de bunătăți. Dar în măsura în care respecti cuvântul psaltirii și auzi ce spune Duhul Sfânt. Bogăția, dacă curge, nu-ți lipi inima. Că n-am scăpat și noi la bani, am luat cât n-am putut cheltui. Deci e o greutate. Dar când te rogi și ai nădejde, același Dumnezeu vine și îți întinde mâna și ce face? Luminează pe ăla să te aștepte, luminează pe ăla să te ajute, luminează pe ăla să te înțeleagă, luminează pe ăla să aibă răbdare și pe ăla să nu-ți dea în cap. Cumulate toate la un loc, îți dau ție puterea despre care a spus Apostolul Pavel, pe nimeni n-am îngreuiat cu trupul meu, ziua am lucrat și noaptea m-am rugat. Deci iată, te învață să fii un bun și o sârduitor și chivernisitor al casei tale. Și aici ce te face? Să ai și experiență și înțelepciune. În clipa în care ai experiență și înțelepciune, începi să devii mai copt la minte și înțelegi ceea ce au înțeles și Sfinții. Și am să vă relatez prin două lucruri mărunte. Sfântul Erar Nicolae. Avea nicio treabă, era episcopul mirilor Lichiei, nu trebuia să-l intereseze pe el problemele judiciare. Dar un împărat drept la suflet, dar mințit de supușii săi, vrea să ucidă pe cineva. Și s-a rugat Sfântul în vis și a spus, nu le faci niciun rău, pentru că aceia se rugau la Sfânt. Deci, aceasta este o minune. O lucrare a lui Dumnezeu prin Sfinți între oameni, minunat e Dumnezeu întru Sfinții săi. Sfântul Erar Spiridon vedea cum moare lumea la Temitunda de foame, iar boierii, afaceriștii, negustorii, că avem și în ziua de azi, stă greu în port, îi pune o ștampilă, intră cu comision în țară, iar îl duce în port, iar îi pune o ștampilă, iar îl aduce înapoi și tot îl vinde, el e din România, dar vine din China. Și ce face? Țineau prețul. A ridicat Sfântul mâinile la cer, a venit o ploaie de rupt, toate hambarele și-au umplut tot greul pe uliți. Ce se întâmplă cu greul când îl împrăștie apă? Încolțește. Și ce spuneau bogații? Luați săracilor, luați! Amă, erau bucuroși, n-a măcar să lea cineva, că oricum dacă îl strângea mucegăia, n-avea ce face cu el. Și așa a făcut Dumnezeu ca să se hrănească săracii din munca și agoniseala nedreaptă a nebunului care noaptea asta îți va lua sufletul la el și cele care le-a adunat cui vor rămâne. Tot în Evanghelie spune. Un alt Sfânt Erar Nicolae, despre care noi vorbim astăzi, că acum am vorbit de Sfântul Spiridon, a procedat într-un mod altfel când era foamete în ținutul său și când era foamete și necaz în eparhia sau în jurisdicția unde el păstorea, ce-a făcut? S-a arătat noaptea pe mare corăbierilor și le făcea semn să îndrepte corăbile spre țărmul eparhiei lui, unde aducând bani aveau oameni, dar n-avea ce să cumpere. Să aducă hrană să nu piară de foame. Deci, iată, o grijă a Sfântului. Dar se ocupa și de probleme administrative. Deci nu era chiar atât de nepăsător. Pe lângă faptul că se ocupa de îngrijirea celor amărâți și neputincioși, vai de ei, mai făcea și lucruri de caritate. Auzind de un tată care s-a trezit cu 3 fete de măritat și neavând cu ce să le mărite, să strecura noaptea ușor, fără vază, fără televiziune, fără ProTV, fără procese verbale, reviste, afișuri, anunțuri, și-a aruncat la prima fată o punguță cu câțiva bani, a aruncat la a doua fată o punguță cu câțiva bani, la a treia o punguță cu câțiva bani. De ce? Flăcăii care le pețeau când auzeau că sunt săraci, nu se uita la ele. Și atunci, ca să nu ajungă prada de străbălării, le dădea acești bănuți să aibă cu ce își încropii, așa zisă, nuntă. Că ce se face la o nuntă? Să bea, să mănâncă și pune fiecare un leu și de la ei un aragaz, un pat și o mașină de spălat și a început viața de familie. Ei, Sfântul a purtat grijă de acest lucru și a fost numit și milostiv. Cei de azi îl întruchipează pe Sfântul Nicolae ca fiind, vezi, Doamne, întruchiparea lui Moș Crăciun, care aduce darul copiilor, o ficțiune, o invenție, deci care niciodată nu poate fi adevărată. Moș Nicolae poate da copiilor daruri, dar le dă în limita bunului simț, adică în modul că copiii trebuie să știe de Sfântul Nicolae când iau cu jor de la fund și nu ascultă de părinți, sunt lipsiți de educație, dreptător al credinței. Dar nu se ocupă Sfântul de tractorașe, motorașe și pungi cu portocale. Misiunea Sfântului în genere a fost de apărarea dreptei credințe, deși nu-i consemnat nicăieri,
și nu există un document oficial, el este cel care se crede a fi fost la sinodul întâi ecumenic, de față, când are propovăduia micimea fiului față de puterea tatălui, l-a pocnit așa în cinste și demnitatea arhierească cu două palme și l-a întrebat, ai simțit dacă e vreo diferență între una și cealaltă, că sunt trase de același om cu aceeași sete. Așa este și tatăl cu fiul. Închis în temniță, spune tradiția că noaptea s-a arătat Maica Domnului și Mântuitorul, Mântuitorul dându-i Evanghelia Maica Domnului omoforul și a fost eliberat de împărat a doua zi, pentru că consemnat este că edictul de la Milan din 313 a fost de fapt promotorul eliberării atât Sfântului Ierarh Spiridon și Nicolae din prigoana lui Dioclețian, pentru că amândoi erau închiși. Spiridon având pulpa piciorului tăiată, un ochi scos, bătrân de 96 de ani, care în momentul în care s-a dus la sinod, tot tradiția spune, un împărat l-a lovit peste față și a zis, tu ce cauți aici, sărăntocule? Vreau să vorbesc cu împăratul. Neștiind totuși cine-i sărăntocul, am anunțat pe împărat că era frică. Împăratul, când l-a văzut pe Sfântul Spiridon, a pus coroana la picioarele lui, l-a pus lângă scaunul împărătesc și atunci ostașii s-au mirat. Dar, de fapt, smerenia și palma primită de Sfântul Ierarh Spiridon de la ostașii romani a fost palma primită de păgâni atunci când templul lui Apollo și al lui Artemis și a tuturor zeilor a fost dărâmate de dreapta credință care avea să triumfe prin ceea ce se stabilea la Sfântul Ecumenic și prin ceea ce avea să stabilească în simbolul de dreaptă credință, crezul nostru ortodox de astăzi, care va fi terminat la sinodul al doilea și întregit prin Sfântul Atanasie și cei care vor mai fi de față, Grigore Teologul, așa zis teologul pentru cuvintele, dacă vreți, convingătoare, revelate, care le-a pus în frazele simbolului credinței și sunt atribuite lui, dar mai mult decât atât, acel Sfânt Spiridon, care neînsemnat fiind, a putut demonstra unicitatea dumnezeirii în cele trei ipostasuri cu focul, apa și cărămida. Nu stăm să povestim, aveți în Vețile Sfinților. Un alt lucru care îl putem ști despre Sfântul Ierarh Nicolae, pe lângă faptul că era un apărător al credinței și un apărător al învățăturilor revelate de Dumnezeu, avea și calitatea de a face bine și cea mai frumoasă care mie mi-e dragă tot timpul, deci să le amintesc așa fugitiv, să nu trag de timp și să nu vă obosesc, bătrânul care îi făcea tot timpul praznic Sfântului Nicolae, s-a dus cu covorul în târg, neavând cui să-l vândă, la prânz a venit un bătrân și a spus cât vrei pe el, 6 bani. Ia de aici 6 bani, probabil erau argint sau aur. A plecat acasă cu cumpărăturile, dar între timp bătrâna vede că bate cineva la poartă și aduce covorul și spune bătrânul la putut vinde, dar fiind puțin slăbit, mi l-a dat să-l aduc acasă, pune la locul lui să nu se deterioreze la intemperie. Când a venit acasă bătrânul cu darul, cu tot, mi-a zis, dar de ce n-ai vândut covorul? Păi cum nu l-am vândut? L-am dat, a venit cineva și l-am dat cu 6 bani. Era, probabil erau argint sau aur, v-am repetat. Bătrânul în clipa aia și-a dat seama că ceva s-a întâmplat. Și bătrânul a întrebat, dar cum arăta omul care l-a cumpărat? Și ridicându-și ochii la icoană a zis, păi cred că Sfântul era că cu el semăna. Deci, văzând bunătatea celor care îl cinsteau, Sfântul a făcut el minunea și a luat covorul ca ei să-i poată face praznicul și pomenirea și între timp a dus lucrul respectiv săracilor la casa lor să aibă după ce bea apă mai târziu, după cum spune și apostolul. Multe văduve erau în vremea lui Ilie în Sarepta Sidonului, dar la numai la una a stat Ilie. Celelalte văduve n-ar fi fost vrednice de fața lui? Nu, n-aveau credință. Unele căutau smărite a doua oară, altele aveau bilet la matrimoniale, altele n-aveau treabă cu credința, dar aceasta se temea de Dumnezeu. Iată și acești bătrânei sunt cei cărora Sfântul Nicolae le-a întors dragostea cu dragoste. Un alt lucru frumos, într-un schit așa mititel, amărât, erau doi călugărași, un preot și un diacon. În clipa în care mergeau pe cărare, un tânăr a spus, fraților,
bătrânul ăsta a murit și n-am ce să fac cu el, uite, l-am găsit aici, o să-l rupă fiarele. Luați-l voi și-l îngropați. Păi zice, n-avem noi, nici noi, nici de unele, nici de altele, cu ce să-l îngropăm? Și a zis tânărul, de cuvință este vouă să faceți o groapă, să-i puneți un semnul crucii creștinesc la cap și să-i faceți o slujbă de vreme ce sunteți în breaslă. Și s-au învoit cei doi și au spus, așa este. Bine ai spus, iartă-ne. L-au luat pe o targă și l-au dus la schit, i-au făcut o groapă, l-au îngropat, i-au pus cruce, i-au făcut parastasul, i-au făcut o colivă dintr-un pumn de grâu cu o lumânare și un pahar de vin și o prescură și s-au întors înapoi în cetate că aveau să câștige munca lor sub ce formă. Muncind pe aici pe colo, rucodele ca să aibă din ce trăi la schit. Nu era ca acum, nu veneau babele la vremea respectivă, când era prigoana în biserică, să stea la parastas sau la Sfântul Masul, să aducă o pâine sau spună o lumânare. Biserica stătea în catacombe, erau alte principii de funcționare a creștinismului. Scrie în scrierile apostolilor, în actul martirice. Noaptea în vis, osteniți și istoviți de munca lor, li s-a arătat acel tânăr, în vis, dar la amândoi odată și le spune, zice, rușine vouă. Cum ați putut, zice, să puneți mortul cu fața în jos? Unde ați văzut treaba asta? Ăștia s-au mirat. Cum l-am pus cu fața în jos? Eu știu că l-am pus cu fața în sus. Dar l-au zis, hai să dezbrăcurăm, că poate am greșit. Eu știu, hai să ne uităm. De ce să supărăm, zice, dacă e semn de la Dumnezeu? Și când au dezgropat groapa, să găsească mortul, ce era înverit în pânz? Un sac cu bani. Deci ce a făcut Sfântul Nicolae? El a aprobat dragostea. Dacă nu vroiau să îngroape mortul, ăla era îngerul, trimis de Sfântul Nicolae. Dacă nu îngropau mortul, nu primeau nimic. Dacă au îngropat mortul și au făcut actul milostenii și Dumnezeu le-a răsplătit osteneala și jertfa. Și voi puteți să-i îngropați pe cei care îi găsiți prin boscheți, fi tot o faptă creștină, chiar dacă în locul sacului cu bani veți găsi un morman de oase. Pământ ești și în pământ vei merge. O altă istorioară, tot așa frumoasă și scurtă, pentru că Sfântul Nicolae este foarte interesant, de aceea e și cel mai iubit din popor, spune o tradiție populară. Asta am citit-o acum recent în cartea nouă de predice menționată. O auzisem, dar nu o știam. Un om împingea cu, carul, trăgea din greu, și Sfântul Nicolae, cu toate că era arhiereu, pleca undeva să se întâlnească, avea o întâlnire cu Dumnezeu. A lăsat deoparte, așa, și a început să împingă și el la car. Și creștinul i-a spus, prea sfințite, zice, da, vă murdăriți, mă, nu știu, hai că și dobitocul ăsta, zice, tot creația mea, hai să nu ne căjim. Și în clipa respectivă, Dumnezeu i-a răsplătit acea bunătate cu sporul drumului de a ajuns la timp și a spus, Nicolae, pentru că ești așa de bun, uite, te voi binecuvânta să fii cinstit și mărit în toată lumea și să-ți poarte numele cu miile. Și dacă ne uităm în jurul nostru, vedem câți oameni poartă numele de Nicolae. Asta nu se servează numai prin friptură și băutură, chiar și printr-un acatist, printr-o spovedanie, printr-o împărtășanie și așa mai departe. Paralel cu Sfântul Nicolae venea și Sfântul Casian. Sfântului Nicolae i-a spus Dumnezeu să te prăznuiască oamenii de 4 ori pe an. Sfântul Casian, când a trecut cel al Dobrogii, Casian anonsul roman, grăbindu-se, unde avea treabă să întâlnească Dumnezeu, nu s-a oprit și a zis Dumnezeu, ei, pentru că nu ai bunătatea lui Nicolae, tu să fii pomenit o singură dată la 4 ani. Și dacă o să vă uitați în calendarele vechi, nu în astea noi, pe 29 februarie este Sfântul Ioan Casian de Dobrogea. Acum mai nou l-au pus pe 28. Dar el o singură dată la 4 ani, în anul bisect, era ziua lui de pomenire, ca pedeapsă de la Dumnezeu pentru... Aici legat de pilda samarinianului milostiv și trecând unul pe alături s-a dus, a venit levitul, s-a dus și un samarinian l-a pus pe sinul său și l-a dus la o casă de oaspeți. Deci în calea vieții, oriunde mergem, orice situație întâlnim, de la o mână caldă, cum spune Arsenie Papacioc, de la o pâine caldă sau rece, de la un pahar de apă sau o cană de ceai sau un castron de mâncare sau o vorbă bună, nu trebuie niciodată să ferim binele de lângă noi. Pentru că nu știm cui îl facem și nu știm de unde luăm plata. Dar s-ar putea să nu știm cu cine ne întâlnim și de cine ne lepădăm. Și ca să înțelegeți și lucrușorul ăsta, că ține tot de sfinți, o să vedeți că într-o
mănăstire undeva într-o pustie, venea un boier din ăsta mare și el stătea de fiecare dată la masă, stătea la biserică, pleca acasă și era foarte încântat și făcuse multe fapte de caritate pentru mănăstire. Dar Dumnezeu a vrut să încerce și credința superiorului mănăstirii, să vadă, primește, dar recunoaște că primește. Și a venit într-o zi un sărac la poartă, el tocmai vorbea cu acest om bogat și zice săracul: părinte, da, și mie un mănuț, că sărac, uite, stai de vorbă și cu mine, că iau și eu acolo de un boș. Nu pot, n-am timp, vezi că sunt cu domnul cu tare. Ala a scos un bănuț, i-a dat la sărac, stariți unul. A doua zi la fel, altă dată la fel. Și într-o zi, când a venit străinul respectiv, tocmai boierul care făcuse bine mănăstirii pleca. Și era cu starițul în poarta mănăstirii. Și săracul zice: părinte, nu-mi dai și mie un bănuț, că sunt necăjit. Zice, acum sunt ocupat, așteaptă. În clipa aceea, Hristos a spus, te-am căutat de prea multe ori și niciodată n-ai avut timp de mine. Rămâi cu boierul tău. Și a zburat la cer. De ce? Psalmistul ne cântă nouă duminica la liturghie: nu vă nădăjduiți pe boieri spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire, și va lua Duhul lor și se vor întoarce în pământul lor. Deci, bogăția pe care o primim este făcută și să o cheltuim. Deci de aceea, întotdeauna în mănăstire găsești o coajă de pâine, un pahar de apă, un pat să-ți așterni oasele, cum se spune arhondaric. Cei care au stat pe la mănăstirile nemțene și știți zona, vin pe relinie de unde vine, îi pune ca la restaurant, dau un borș, o bucată de pâine sau o mămăligă, o găsești acolo și o mănânci, în sensul de respect, ca faptă milostivă și creștină, pentru că lucrurile nu se ocupă de filantropie, dar asta nu înseamnă că dacă ți intră un amărât în grad, ai să-i spui, băi, ție nu-ți dau o bucată de pâine, cal canonul. Îi dai o bucată de pâine și Doamne ajută. Dar, tocmai aici se supără Dumnezeu când îți dă și tu nu vezi. Dacă faci și tu bine, Dumnezeu îți mulțește. Spune despre Ioan de Constantinopol că pe o parte intrau corăbile cu milostenie și pe o parte plecau săraci cu traistele pline. Și la un moment dat, spune că s-a arătat Dumnezeu un vis Sfântului Ioan, cel milostiv patriarhul Alexandriei, și a zis așa: Ioane, dar tu vrei să mă întreci pe mine? Și atunci spune că pe mare erau două drumuri, un rând de corăbii mergeau și unul pleca. Deci toate se îndreptau spre Constantinopol pentru binecuvântarea care avea acest om prin bunătatea inimii lui. Deci niciodată, de câte ori vom da o bucată de pâine, să nu credem sau să trăim că ea a rămas nescrisă în cartea vieții. Și acum mă întorc la celălalt bogat ca să termin. Iarăși o întâmplare frumoasă. La fel legată de Sfântul Ierarh Nicolae, un soldat creștin, prins într-o ambuscadă din asta, este luat prizonier. Bineînțeles, cel care l-a prins avea mare evlavie la Sfântul Ierarh Nicolae, ăsta i-a văzut icoana acolo la el, la pușcăria, la temnița unde era legat și a zis: generale, dacă îmi dai drumul din ambuscada asta să mă duc acasă, că am copii și am familie, pun chezășie pe Sfântul la care tu ai evlavie și am și eu și îl cunosc și e creștin ca și mine, că eu voi trimite cei 8 galbeni, valoarea cât valorează prizonieratul meu, nu mă omorâ și lasă-mă să mă duc la familie. Și acela a spus: pun chezaș pe Sfântul Nicolae că el o să răspundă dacă nu-mi dai bani. Asta s-a întors liniștit din prizonierat, nu l-a interesat. A trecut anul și când a trecut anul, cât a fost stabilit termenul, s-a dus acest temnicier, acest general la Sfântul Ierarh Nicolae și a spus: băi, dar voi ortodoxi sunteți cam mincinoși. Prizonierul ăsta tău te-a pus chezaș și uite că nu mai vine. Tu ce faci? Nu iei vreo măsură asupra lui? Te știu făcător de minuni acolo la tine, în religia ta. În clipa respectivă, când acela a rostit aceste vorbe la icoană, ăsta venea de la târg. Un vânt puternic l-a luat de pe cal, de la caleașcă, l-a trântit jos și s-a auzit o vorbă: când îți plătești datoria către temnicerul care te-a eliberat? Asta n-a dat importanță, a crezut că e o întâmplare. Al doilea an, când s-a împlinit iarăși ziua Sfântului, iarăși s-a dus temnicerul la Sfântul Ierarh Nicolae și a spus: mare batjocră și cu creștinii ăștia ai voștri. Zice, cine v-a mai făcut și pe voi sfinți? Păi ce fel de sfânt ești tu dacă nu mi-aduci datoria chezașului tău? L-a luat Sfântul Nicolae
din nou venea de undeva în plin drum, l-a trântit jos de pe cal și a întrebat, când duci datoria datornicului tău pentru că te-ai eliberat? N-a dat nicio importanță. Al treilea an, când s-a dus din nou, ăsta nu credea niciun fel, el tot ducea la Sfântul și îi reproșa. Sfinte Nicolae, ai fost chezaș pentru el, i-am dat drumul, când îmi dă datoria? Rușine vouă ortodoxilor creștini că nu știți să aveți cuvânt, că cuvântul e Dumnezeu. Ăsta era undeva la câmp, muncea, făcea ceva, l-a luat Sfântul de ceafă, l-a trântit jos, a început să îndrăcească, să se scuture și i-a spus, să-ți trece asta când dai banii chezașului tău. Ăsta a scos din buzunar 8 monede și le-a pus în mâna celui care îl scutura. El vedea ca o făptură de om, dar nu știa că e Sfântul Nicolae. Și în clipa respectivă, în fața icoanei, cum el stătea chezășuitorul, temnicerul, au căzut cele 8 monede de aur în fața lui. Și a spus, e, acum stăm altfel de vorbă. Deci iată cum sfinții au și cuvânt și caracter, lucru care trebuie să-l învățăm și noi de la el. De ce spun lucrul acesta? Dacă toată lumea ar gândi ca Sfântul Nicolae, n-am fi unii putreți de bogați și alții săraci și morți de foame, dar dacă am fi toți ca Sfântul Nicolae, n-ar mai fi putroși, am muncit toți la fel, pentru că biserica nu încurajează trândăvia. Deci Apostolul Pavel a spus clar, dacă nu lucrează omul, nici să nu mănânce. Și ultima și cea mai măruntă, la fel un boier mare mergând într-o... Ați văzut cum se face pe Lăpușneanu, antichități se numește, și se aduce tot felul de obiecte vechi. O icoană frumoasă cu Sfântul Nicolae, a venit un păgân, i-a plăcut și că ăsta cine-i? Păi ăsta e un paznic la casa omului. Păi și dacă el e pe scânduri, așa face, poate face ceva, nici n-ai tu în minte cât e știe și poate el să facă. Și atunci, păi cât vrei pe el? Un galben. Oh, când a auzit cât e de ieftin, cine nu închiriază un paznic cu un galben? A dat galbenul, a luat paznicul, dar a întrebat la plecare, ăsta mănâncă ceva? Da. Să-i pui dinainte, zice, un castron cu un de lemn, să pui o punte, să-i bagi așa, zice, o feștilă și el se hrănește din flacăra aia, nu mănâncă uleiul, zice, că nu-l bea, așa îi place lui să vadă lumina aceea. Era candela, dar ăla nu știa păgânul. Ăsta a pus icoana la ușă, nici nu știa că icoana, era paznicul casei lui, că l-a cumpărat. I-a pus vasul mare cu un de lemn și a zis, eu mă duc în negustorie, n-am timp să te hrănesc toată ziua, uite, aici să-ți ajungă. Și a pus un vas mai mare cu un de lemn, i-a pus feștilă și a plecat. Niște tâlhari care au văzut, au intrat, au prădat casa frumos și când a venit boierul și a văzut ce e acasă, i-a zis, uite, pentru că ești nou și n-ai știut până acum ce reguli am, nu-ți fac nimic și nici nu te arunc pe foc, nici nu te pedepsesc. Am să-ți dau iarăși mâncare, dar ai un singur canon de la mine, să-mi prind stâlharii. Nu mă interesează ce-au furat, dar să-i prins, că am eu treabă cu ei. Ăsta iar, a încuiat casa și a plecat în călătorie. Tâlharii care au văzut că a plecat în negustorie, ce a zis ăsta? Dacă s-a întors de negustorie, sigur îi putră de bani. Și în clipa respectivă au devastat casa, n-a nimic în casă. Ce să ia, că dacă ei furaseră înainte? Și a zis, băi, hai măcar să luăm icoana asta și o vindem la antichități. Și când a pus primul mâna pe icoană, a văzut că e grea, l-a chemat și pe a doilea. A spus, băi, vino și tu, nici el n-au văzut, băi, vino și tu. Și când s-au prins toți trei de icoană, au rămas în cremeniță acolo. Și acum au început să strige, băi, dă-ne drumul, n-avem nimic cu tine, dă-ne drumul, n-avem nimic cu tine. Sfântul tăcea, n-avea nicio treabă. A venit boierul de unde a plecat, i-a găsit leșnați de foame la 2-3 zile, în lemniță acolo mărmuriți. Și a zis, bravo, acum a început să fie adevărat paznic, am să spun și mai mult ulei să ai de mâncare. Și Sfântul doar a zâmbit din icoană și în clipa respectivă s-au desprins mâinile lor și bineînțeles că i-a luat proprietarul mai departe să-și rezolve problema. De ce? Par hazli, par basme de adormit copiii, dar sunt consemnate în viețile sfinților ca minuni ale marelui făcător de minuni Nicolae, care și după moarte s-a dovedit tot făcător de minuni prin faptul că moaștele trupului, în loc să putrezească, a rămas neputrezit, a fost furat și dus de venețieni sau nu știu de ce nație și revendicat de mai multe ori și de italieni și de unii și de alții, ca până la urmă să se considere că este Sfântul și a răsăritului și a apusului, să-i se construiască o biserică în numele lui la Bari, acolo unde este și astăzi, iar în schimb, ca dar dumnezeiesc, o dată pe an,
mormântul este așa îmbrăcat, este o gaură ca un izvor, se bagă un vas frumos de argint sau de aur și de acolo se scoate un fel de mană, un fel de mir pe care moaștele le izvoresc și credincioșii le iau și se ung de tămăduire și de vindecare. De aceea, ca și Sfântul Dimitrie, a fost numit și izvorător de mir. La București avem mâna Sfântului Ierar Nicolae, ca să știți și istoria ei ajuns în București, a fost adusă în aur de Mihai Viteazul, care în curând poate va fi și el în Sinaxarul Ortodox, pentru că este martir omorât la Câmpia Turzii și trădat de boieri nenorociți ai austro-ungarii, deci când au vândut Ardealul și l-au dat sub unguri. Este decapitat, iar acum i s-a ridicat voievodului Mihai Viteazul o biserică care se cheamă Mihai Vodă, iar mâna aceea a fost adusă de acest ban Mihai al Craiovei, plătită în aur la italieni, o purta în sân, îmbrăcată într-un fel de carcasă din aur, în toate bătăliile. Iar atunci când a fost să fie decapitat și să fie trădat în ziua respectivă, n-a purtat-o la el. Și ca drept dovadă că s-a cunoscut lipsa și pavăza Sfântului. Oameni care poartă Nicolae sau toate derivatele și Nicoletele avem și îi felicităm și îi binecuvântăm cu trei lucruri. Să fie sănătoși, să ajungă bătrânețele lui Sfântul Nicolae, milostiv și buni ca Sfântul Nicolae, blânz și credincioși ca Sfântul Nicolae, apărători ai credinței și ai familiei ca Sfântul Nicolae și nu în cele din urmă, trebuie să știți și lucrul acesta, Sfântul Nicolae nu stă în calendar numai ca să-i punem noi numele la copii sau să le luăm jucării în papuci. Sfântul Nicolae rămâne un far luminător și călăuzitor pentru adevăratul păstor și modelul absolut de păstor care iubește turma și pe păstoriții săi și un adevărat călăuzitor pentru lumea ortodoxă cât va fi pământul. Amin.